De ce flux? Pentru că pastori de la Via nu le știu pe toate, eu fiind unul dintre ei. De ce flux? Pentru că nu respingem cultura în care trăim, dar nici nu vrem să ne lăsăm saturați cu ea, ci vrem să o interpretăm și folosim. Cultura are valori ce merită să fie răscumpărate. De ce flux? Pentru că dorim să aruncăm o punte către sfera publică, să deschidem un dialog respectuos și cu cei care, deși au o credință diferită de a noastră, au lucruri valoroase și benefice de oferit. De aceea avem flux și vă spunem bun venit în seara aceasta împreună cu noi. În seara aceasta tema este vocație și transcendență. Am convingerea că fiecare dintre noi am fost creați cu o vocație atribuită de către Dumnezeu. Ne-o cunoaștem? Ne-am găsit-o? O folosim? Ne-am ridicat la nivelul potențialului din dotare? Ei bine, în călătoria de astăzi vom fi conduși de sculptorul Liviu Mocan. Îl cunosc de foarte, foarte mulți ani de zile. Liviu Mocan, omul, un creștin devotat, un familist convins, un povestitor fascinant. Liviu Mocan, prietenul, primitor, loial, încurajator de încredere, debordant. Liviu Mocan, sculptorul. Motoul lui este următorul. Mă străduiesc să lustruiesc oglinzi pentru cer. Sau, în cuvintele lui, dacă l-ați întreba de ce și-a dat drumul, de ce vocația aceasta, ce îl împinge înainte, ascultați propriile lui cuvinte. Ascultați mărturia personală de sculptor, de artist. Citez. Când mâinile mele ating marmura sau granitul sau lemnul, când mâinile mele se adâncesc în lutul moale, ating mâinile lui Dumnezeu. Mâinile lui sunt acolo așteptându-mă, le simt, încerc să văd, să ascult. Astfel, resculptez sculpturile lui. Mă leg pe mine zi după zi de Univers. Și astfel, resculptându-i sculpturile, înțeleg zi după zi cât de neadecvat sunt. Sunt un sculptor, sunt o sculptură. Mi se spune după numele care mi s-a dat. Liviu Mocan. Am încheiat citatul. I-am numărat 65 de serii de lucrări răspândite în toată lumea, pe patru din cinci continente locuite. Lucrările lui Liviu sunt pe acolo. Dacă vreți să vedeți câteva mai aproape de noi, vedeți stâlpi împușcați din piața muzeului, din piața Unirii, din Cluj-Napoca. Și nu știu dacă bănuiesc că nu este un secret în curând, veți vedea în curtea Muzeului de Artă, Scara Lumii, o altă lucrare a sculptorului Liviu Mocan. În același timp cu evenimentul din această seară, o expoziție paralelă la Biserica Neagră din Brașov, Inima Învierii. Este un sculptor prolific care are un mesaj de transmis. Ei bine, dacă până acum am avut parte de un dialog vizual cu sculpturile expuse, înainte de a-l invita pe sculptor, vă invităm și la un dialog auditiv cu sculpturile sale. David Mocan, fiul, tot artist, absolvent de conservator, va cânta la niște sculpturi va fi o mică porțiune dintr-un concert mai mare ce a avut loc acum câteva mai multe luni de zile în urmă. Va dialoga puțin cu două dintre sculpturi, pentru că sculpturile nu doar vorbesc privirilor noastre, ele pot vorbi și urechilor noastre. Așa că, David, te invit să... Dialogez cu sculpturile din fața noastră, dar vă spun un secret. Scara cântă doar celui ce urcă pe ea. Liviu, te invităm! Vocație și transcendență! Mulțumesc! Chiar vă luați riscul? Bună seara! Mă bucur foarte mult să petrecem o seară împreună. Pregătindu-mă pentru acest eveniment, am scris și am informat uh, și eu prieteni diversi și o galeristă de artă din Germania m-a întrebat cât timp va dura expoziția. Și eu i-am spus că va dura o seară. Și a zis, cum o seară? E foarte puțin. La care eu i-am răspuns, o seară din viața unui om e foarte mult. Faceți, vă rog, un mic calcul. Dacă zicem media de viața unui om e undeva la 75 de ani, poate trăi mai mult sau mai puțin, da? Dacă ne fixăm la 75 de ani și mulțim cu 365 de seri, ne dă o cifră foarte mică, aproximativ 27 de mii de seri. Și dumneavoastră ați hotărât ca una din seriile acestea atât de valoroase și atât de puține din viața dumneavoastră să o petreceți aici. De aceea vă mulțumesc foarte mult. Mai mult mulțumesc organizatorilor Flux pentru că ei au Cheltui din cele 27.000 de zile și seri, câteva la rând și cu efort mare. Așa că vă mulțumesc foarte mult, m-ați impresionat extrem de mult și de asemenea mulțumesc cântăreților care, care au fost aici și conducerii bisericii. Mă simt foarte onorat ca să vă dați două ore din viața dumneavoastră pentru timpul acesta, dar sper din suflet că vom pleca acasă îmbogățiți cu toții. Sper foarte tare acest lucru. Mă apropiu de vârsta de 67 de ani. Deci petrec cu dumneavoastră în seara aceasta aproximativ seara cu numărul 20 și de mii. Dar pentru mine e foarte importantă, pentru că concentrează esența condiției mele, rostul meu în lumea aceasta. Seara aceasta este o confesiune, așa cum spunea Rei, este o confesiune de artist. La vârsta mea, e cazul să trag niște concluzii, să încerc să definesc un răspuns la întrebarea de ce fac ceea ce fac. Care este sensul muncii mele? Și nădejdea mea este că la sfârșitul serii. Mărturisirea aceasta mea, confesiunea aceasta, vă va inspira și pe dumneavoastră cu ceva în raportarea pe care o aveți la ceea ce munciți. Pentru că din cele 27.000 de zile, o treime munciți. Enorm de mult. Și atunci, înțelegerea sensului acestei activități de viață este una foarte importantă. De aceea, am făcut această expoziție care conține trei tipuri de lucrări. Una este categoria de lucrări generale. Toate sunt bronzuri, cu excepția unui aluminiu. Iar a doua categorie sunt cele din partea uh, dreaptă, de aici, pe socluri de marmură, care uh, se cheamă beța la el sau uh, rugăciunea unui sculptor. A doua categorie. Și a treia este acest obiect, care este ultimul obiect pe care l-am creat și care a stârnit o, o pleiadă întreagă de glume între organizatori și noi, că tot. Se gândeau ei cum să-i spună, și mereu se spunea ultima lucrare a lui Liviu Mocan. Poate că va fi ultima, dar cert este că e cea mai recentă și ea exprimă, ilustrează înțelegerea pe care o am acum, la vârsta și, și la munca pe care am depus-o, o viață întreagă. Nu am făcut nimic altceva ca și profesie decât sculptură, din tinerețe și până acum. Și credeți-mă că nici nu intenționez să schimb. De aceea, aș vrea să trecem cu vederea peste cele trei categorii de lucrări, pentru că seara aceasta este o confesiune dar în același timp este o baie de imagini. Unii transmit idei prin cuvinte, alții prin sunete. Noi, artiștii plastici, transmitem idei și bucurie prin imagini. De aceea, aș dori să trecem puțin prin lucrările din expoziție doar. Din prima categorie acum, aceasta este macheta de calog și lucrarea se găsește la Sun Garden. Acești, aceasta este macheta pentru stâlpi împușcați și lucrarea este în Piața Unirii. Aici avem altar pentru semințe căzute între spini pentru că este un altar aici pe ea, există o lumânare, dar nu știu de ce s-a stins sau nu arde. Dialog în grădină, primiți vă rog cum un zid desparte cele două entități, dar un mieluț e acolo într-un alt plan, nevăzut. Dialog pe pod, cele două oglinzi, pământul între viață și moarte, teasc. Scara lui Iacov, cuvântul s-a făcut trup, sacrificiu, mugur de aripi, ancor aruncată în cer, dacă vă veți apropia de lucrare, veți vedea că sfera aceasta pe care stă ancora e sfărâmată toată. Și acum am ajuns la cea de-a doua categorie de lucrări din expoziție, care se cheamă Beța la el. Cu siguranță, unii dintre dumneavoastră știți despre cine este vorba. Pentru mine este o sursă de inspirație uriașă, uriașă, acest personaj biblic, beța la el, pentru că el este un artist. Mi-ar place să spun că a fost numai sculptor, dar a fost un artist mult mai complex. Era și textilist, și ceramist făcea orfervărie. Și ascultați, vă rog, textul din Sfânta Carte. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să știi că l-am ales pe beța la el, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminția lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească, adică să-și imagineze tot felul de lucrări meșteșugite. Să lucreze în aur, în argint, în aramă, să sape în pietre, să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Aici, să lucreze în argint și în aramă e termenul arhaic, dar această aramă știți că este bronzul. Deci, Lucrările pe care le aveți aici le făcea și Beța la el, dar mult mai bine decât mine. Important este că, în mod special, și aici aș vrea să, să, să prindeți o primă idee, pentru că ea merge pe întregul fir al, al mărturisirii din seara asta, Dumnezeu l-a înzestrat pe omul ăsta. Pe el l-a înzestrat cu aceste lucruri, cu aceste daruri. L-a ales și a zis, uite, peste omul ăsta pun daruri artistice. Și cele două categorii fundamentale pentru un artist sunt numite aici, ele spune Dumnezeu lui Moise, i-am dat daruri de imaginație și daruri de meșteșugar. Dacă ai numai imaginație, dar nu poți să prinzi în materie, nu poți să aduci din lumea ideilor în materie, deci dacă nu ai meșteșug, ești un visător și pleci din lumea asta și nu ai produs nimic, nu ai exprimat nimic, a rămas totul în mintea ta. Pe partea cealaltă, dacă ești un meșteșugar, ești foarte bun și foarte important să faci lacăte, uși, orice, ești foarte important. Dar asta nu este artă, Poate fi la nivelul cel mai înalt al meșteșugului, poate fi uh, arta decorativă care încântă ochiul, e e un lucru frumos, dar care nu are o idee. Nu transmite o idee, adică ceva din, dintr-o altă lume, din lumea imaginației. A doua idee a textului este următoarea. Îi spune Dumnezeu lui Moise: "Iată că i-am dat acestui beța la el ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Și am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt discuțiți ca să facă tot ce ți-am poruncit, și anume, cortul întâlnirii, chivotul mărturiei și capacul ispășirii. Acum aș vrea să vă invit să vedem uh, câteva meditații pe care le-am făcut asupra condiției de artist care îl iubește pe Dumnezeu și iubește arta, pentru că aceste preocupări le am de zeci de ani, de aceea am dezvoltat acest ciclu și fiecare imagine este de fapt un element din condiția de artist. Care crede în Dumnezeu. Este o, o idee. Știți, vă mărturisesc faptul că pentru mine, profesia, atelierul, este templul meu. Masa de lucru, ilăul, este altarul meu. Iar sculpturile sunt rugăciunile mele. Sculpturile sunt expresia unui dialog extraordinar pe care l-am cu tăticul meu. Dar despre asta am să detaliez imediat. Deci, să le luăm pe rând. Un artist care are puțină minte în cap, înțelege că ceea ce știe el să facă e un dar. Că a primit. Darul art artistic. Și atunci, în mod firesc, se pune pe treabă. Iată-l pe acest la el, al meu, având acolo vreo cinci mâini cu daltă. Dar, uneori, ești prins în pânza de paianjen și te înțeapă, te otrăvește și te paralizează cel rău și te blochezi. Trebuie să înțelegi, să ții un echilibru al tuturor lucrurilor în viață. Pentru că, în special, artiștii care sunt preponderent afectivi, se dezaxează și ajung să exagereze într-un anumit domeniu, într-o anumită zonă, pentru că îi atrage inima foarte tare și atunci, ca să poți crea artă, trebuie să fii echilibrat și să să îți duci toate domeniile vieții înainte, nu numai arta. Pentru că dacă te concentrezi numai pe artă și nu te concentrezi deloc pe celelalte lucruri, nu vei mai putea face nici artă. Beța la el și simetria, ce e sus e și jos, ce e jos e și sus. Beța la el sărăcia și jocul. Aici e mărturisirea care v-am făgăduit-o mai înainte. M-am născut la țară, în satul Cara, din județul Cojocna. Părinții mei erau agricultori și bunicul meu se juca foarte mult cu mine. Nu știu cum și de unde, dar știa să cioplească lemn. Poate numele de mocan, poate din genealogie i-o fi venit ceva de la făcătorii de ciubere, sau poate prin faptul că a fost cioban o vreme din viața lui, stând el acolo ca toți ciobanii, mai or își ornamenta băta și cioplea în lemn. Fapt este că îmi făcea jucării. Aveam mai puțin de șase ani, pentru că la șase ani și ceva părinții s-au mutat la Cluj. Și eram foarte mic și nu pot să uit un moment dintre bunicul meu și mine. La un moment dat mi-a făcut un, un uh, car cu roți care se învârteau, cu ruda carului care mișca osia. Era fabulos, era totul din lemn, din briceac. Și sigur că eu eram acolo un țânt, dar îmi dădea și mie să curăț un lemn, să fac ceva. Odată, în timp ce lucra la această jucărie fenomenală, vă dați seama că în anii 60 și la țară nu ei, copiii nu aveau jucării, Așa că un bunic care îți face jucărie este un zeu. Fapt este că în timp ce lucra la jucăria aceea fenomenală, s-a tăiat cu briceagul la deget și a curs sânge pe jucărie. În momentul acela, am fost atât de impresionat ca și copil să văd Jucăria stropită cu sânge, încât parcă întregul univers s-a închis peste noi. Nu eram acolo ca, ca sub o boltă de sticlă decât bunicul meu. Jucăria stropită cu sânge și eu. Și bunicul meu a plecat și a împlinit cele 27.000 de, de serii, dar nu e nicio problemă. Pentru că de atunci tatăl meu se joacă cu mine. Facem împreună jucării. El le face, 90% din tot ce vedeți aici e făcut de Tatăl meu Ceresc. Eu fac așa foarte puțin, stau pe lângă el, dar la sfârșit îmi spune, știi ce? Când e gata lucrarea, semnează tu. E jucăria ta, toată lumea va ști că tu ai făcut-o. Dar dacă vă veți Deschide cel de-al treilea ochi când vă veți uita la lucrări. Veți vedea pe ele sânge. Veți și mișcarea de rotație, pentru că revii și revii pe o temă, cum am făcut și eu aici. Veți alege și una din cele zece porunci, când aluneci pe topogam, topogamul păcatului, îți apare o poruncă în formă de oglindă, care are menirea să te oprească din cădere. Veți și vitraliu, pentru că un artist are de-a face doar cu lumină. Și iată-l pe la el cu ucenicul lui, Bețalael e de bronz, iar ucenicul este din lut. Și se termină și la el din Sfânta Scriptură murit și bronzul acela Forța cea extraordinară pe care a avut-o sculptorul se topește și redevine pământ. Dar viața lui nu se termină la moarte. Asta este convingerea mea. Este o seară de, de confesiuni. Convingerea mea este că ne înălțăm după ce murim, plecăm, nu ne oprim. Asta a fost categoria sau seria Beța la el și am vrut să vă pun proiecția pentru că sunt lucrări pe care nu le găsiți aici, pentru că au plecat. Una este în Hong Kong, de exemplu, una în America. Dar am vrut să aveți parte de întreaga gamă de eseuri vizuale pe tema asta. De ce? Pentru că această a doua categorie de lucrări introduce a treia lucrare, cea pe care o vom dezveli în seara aceasta și dumneavoastră veți fi primii care o veți vedea. Și pentru asta aș dori, pentru dezvelire, să invit un cuplu să vină să îl descopere, un cuplu care să ne aducă aminte de Adam și Eva, mai ales priviți-o pe, pe ea, da. cum îl cheamă? Toma. 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 Da. Deci iată, iată Adam și Eva. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți dacă dacă știți care a fost profesia lui Adam și a lui Eva? Cred că, conform Genezei, inițial a fost grădinar, pentru că... A fost? Grădinar. Pentru că știu că Dumnezeu l-a pus în grădina Eden să îngrijească și să lucreze pământul. Cred, am parafrazat. Și după căderea, în păcat, aș zice că a fost poate agricultor, că spin și pălămidă i-a dat pământul și a devenit un pic mai, mai grea munca. Mulțumesc! Dar asta strict de Adam, nu știu dacă de Eva, o, o las pe soție. <laughs> deci nu știi ce făcea Eva între timp ce el lucra. <laughs> eu, eu aș fi zis că avea o, o, nu știu, o profesie din asta mai uh, contemporană, că Dumnezeu le-a permis să dea nume animalelor și atunci, nu știu, dacă există profesia asta, da, cumva boteza botezătorii animalelor, pentru că ei denumeau fiecare specie care exista. În... Foarte interesant. Da, oare cum au ajuns ei la profesia asta inițială, de exemplu, dacă Dumnezeu a creat întregul pământ, apoi special pentru acest cuplu a creat o grădină și le-a zis: "Munciți și păziți această grădină", da? Deci cum au fi ajuns ei la profesia asta? Păi, cred că exact cum ați zis, nu, nu au ales-o. Mai degrabă au primit-o. Au primit profesia. Da. Tu ce profesie ai? Eu sunt inginer uh, în industria IT. Și tu? Eu lucrez în marketing și publicitate. Aveți, vă rog, vreun sentiment că Dumnezeu v-a dat aceste profesii? Categoric. <laughs> uh, da, cre cred că... Uh, și, și profesia, dar cred că și hobbyurile cumva se îmbină ca să nu știu, să ajungă la oameni și... Deci seara noastră se cheamă profesie, sau vocație și transcendență. Și sensul întrebării mele este acesta: simțiți transcendența în profesie? Uh, câteodată, aș zice, e destul de greu în industria asta. E destul de greu să simțim zilnic, să ne trezim dimineața și să, atunci când ne apucăm de muncă să simțim efectiv, dar uitându-ne așa în spate și la tot procesul prin care am ajuns să profesăm, da, din punctul meu de vedere, da. Eu nu neapărat aș fi asociat profesia cu vocația, dar o să mă mai gândesc după seara asta. Ce diferență vezi între cele două? Cred că profesia e ceva mai practic, pe care ți-l alegi. Poți să treci în viață prin mai multe profesii și nu neapărat toate sunt vocații, dar poate greșesc, încă o dată zic. Deci, vezi, în termenul în sine de vocație simți elementul transcendental, exact. în diferență față de termenul muncă A... sau profesie. Da, cred că în, în, profesie și partea în care trebuie să-ți asiguri traiul, aș zice. Adică nu aș vede dacă eu aș, m-aș angaja la profi în perioada studențească, nu neapărat aș vedea -o ca pe o vocație. Ai spus uh, ceva care aș vrea să reținem, pentru că e foarte tare pe subiect. Ai spus uh, să lucrez ca să îți câștigi o pâine. Da? da? Mulțumesc pentru asta, vom, vom reveni. Acum v-aș ruga frumos să dezveliți lucrarea. Mulțumesc foarte mult! Se cheamă Chivotul meu. Lucrarea aceasta, probabil ultima mea lucrare. <laughs> uh. Am făcut o foarte recent, a venit de la turnătorie acum câteva zile, și ea este o continuare de gândire, de meditație asupra textelor biblice cu privire la beța la. El. Dacă până acum v-am prezentat seria beța la el cu ideea persoanei artistului, cine a fost ce făcea, cum era, prin lucrarea aceasta ajung să înțeleg și să meditez asupra creațiilor lui Bețalael. Nu asupra lui ca persoană, ci asupra creațiilor lui. Pentru că lucrarea aceasta Votul meu este inspirată de una dintre lucrările lui Bețalael. Și pentru asta vă invit să vedem uh, povestea, uh, să vedem dacă vine al, al doilea ciclu de uh, imagini. Da, asta am văzut-o. <gă -i> Eu dau. Bun, aceasta este lucrarea. O, o, am vrut să o, o proiectăm și pentru o, a o vedea mai bine, pentru că este de dimensiuni mici. Știți ce dimensiune are? Este la scara 1 la 5 din chivotul pe care l-a creat Beța la el în cortul întâlnirii. Dar să vedem povestea. După aceea, e un alt text, Bețalel a făcut chivotul din lemn de salcâm, lung de doi cot și jumătate, larg de un cot și jumătate și înalt de un cot și jumătate. L-a îmbrăcat cu aur curat, pe dinăuntru și pe din afară, a făcut apoi capacul chivotului de aur curat. A făcut de asemenea doi heruvim de aur lucrați din ciocan și a așezat unul la un capăt, și pe celălalt, la celălalt capăt al capacului. Deci asta este o creație a lui Bețalael și întrebarea este în ce context a creat el această lucrare. Contextul este acesta. Poporul evreu a fost eliberat de către Dumnezeu din robie, în Egipt și a dus prin deșert, într-o țară minunată, unde curge lapte și miere, 40 de ani, un milion jumate de oameni, creează pentru noi astăzi o ilustrație de o forță înfiorătoare. A parcursului nostru spiritual, din robiile lumea acesteia, prin deșertul lumii acesteia, spre țara de după moarte. Dacă erau un milion jumate de evrei, să zicem că erau trei într-un cort, înseamnă că. Erau vreo 500 de mii de corturi sau 300 de mii, cât să fie. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Moise așa, Moise, fă -mi și mie un cort. Vreau să călătoresc împreună cu ei. Vreau să vadă că sunt în mijlocul lor. Sunt printre ei. Astfel Bețala el a primit pr proiectul prin Moise de la Dumnezeu și a făcut un cort al întâlnirii oamenilor cu Dumnezeu. Acum, am să vă spun ceva foarte interesant, chiar că interesant. Și asta a fost interesantă, dar așteptăm. Probabil că beța la el îl sună pe Moise acum. <laughs> da? uh. Ce s-a uh, construit acolo a fost o expoziție de artă. Dumnezeu i-a spus lui Moise, acolo mă voi întâlni cu tine. Unde? Într-o expoziție. Pentru că acest cort al lui Dumnezeu era o expoziție. O expoziție cu trei cu trei spații. Un spațiu exterior și două spații interioare. În spațiu exterior erau două obiecte, în primul spațiu numit Sfânta erau trei obiecte de artă simbolice și într-o încăpere mică numită Sfânta Sfintelor un singur obiect de artă, extrem de modernă gândirea. Gândiți-vă, noi ca să vă impresionăm un pic, am adus aici vreo 27 de lucrări. Acolo când intra era un singur obiect, dar era copleșitor și vom vedea, vom vedea. Ei, în curte, pentru că acest cort s-a reluat în Ierusalim, templul din Ierusalim, în curte erau două obiecte, un altar pentru arge, arderea necurmată. F făceai un păcat, luai un mieluț, îl duceai la preot și preotul își punea mâna pe capul tău și pe capul mieluțului și transfera păcatul tău pe capul mieluțului și mieluțul era jertfit în locul tău ca să poți intra în curțile Domnului. Și apoi era uh, un vas, Marea de Aramă, un obiect de artă extraordinar, cu 12 boi de bronz uh, pe fiecare punct cardinal. Apa, botezul, spălarea. Ei, în interior, uh, cele două încăperi. Aici, a prima încăpere avea trei obiecte de artă. Primul era un candelabru de dimensiuni mari, totul era de aur, ați, văzut, ați auzit textele. Și acest candelabru lumina zi și noapte. Chiar și atunci când nu era cineva acolo, el lumina. Toate sunt simboluri de o profunzime extraordinară. Aici vorbim despre Isus Hristos, lumina lumii, care luminează în continuu. Aici aveam al doilea obiect, o masă cu pâini, 12 pâini, cele 12 triburi ale lui Israel, cei 12 ucenici, 12 luni ale anului și așa mai departe. Aici un altar cu tămâie. Dar acolo era o tămâie unică. Era creat după, după o rețetă unică și niciun vânzător sau creator de parfumuri nu avea voie să creeze după rețeta aceea. De ce? Pentru că veneai acasă la Dumnezeu și simțeai cum miroase Dumnezeu. Era un miros unic. Așteptai să mai mergi odată, să, să mai miroși uh, mirosul acela. Și ultimul obiect este cel despre care vorbim, este chivotul legământului. În exterior, ce vedem este o ladă, după cum vă spuneam, cam un metru douăzeci pe -n... 90 sau 80 și ceva, pe 80 și ceva, pătrat în secțiune aici, totul din aur și pe capac doi îngeri care privesc aici, pe centru, pe centru unui capac, unui capac gros de aur. Ce avem înăuntru? Și asta ne aduce foarte aproape de subiectul mărturisirii mele din seara aceasta. Înăuntru, în acea ladă, vă imaginați o ladă cu capac, închisă, cât de întunecată putea fi. Ce era în lada aia. Ce întuneric în lumea asta în care trăim, ce întuneric moral ce războaie ce crime ce nenorociri asta e în ladă e în lumea noastră în, în lumea limitată și întunecată dar în acest întuneric Dumnezeu i-a dat lui Moise tablele legii conduita morală Revelația divină, lumina. Și în, în lada aceea, pe care eu am încercat să o reproduc aici, și sub formă de închisoare, de gratii, în închisoarea aceea a lumii, în, în limitele în care trăim, Dumnezeu ne dă revelația ne dă Sfânta Carte, ne dă cele zece porunci și ele sunt în ladă. Al doilea obiect din ladă era chivotul cu mană. Și știți că în călătoria aceea uluitoare, prin deșert, prin nisip, în fiecare dimineață, poporul găsea coreandru, boabe, grâu, niște bobițe pe care atâta trebuia să facă, să le culeagă și să-și facă făina și să-și facă pâinea. Și asta le-o dădea Dumnezeu cu regularitate în fiecare dimineață. De aceea Dumnezeu în persoana Domnului Isus Hristos ne învață să ne rugăm la rândul nostru pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, nu pe o lună, pe un an, Astăzi, pentru că El, în cutia aceasta a lumii întunecată, El ne dă hrana cea de toate zilele, ne dă hrana pentru trup, El ne dă hrana și pentru suflet. Dar aici mai era un obiect foarte, foarte interesant, și anume acest toiag. Iar cel de-al treilea și ultimul obiect care era în lada întunecată. Povestea acestui toiag e foarte interesantă la rândul ei, extrem de interesantă, și anume, așa cum Dumnezeu a dat daruri acestui beța la el și l-a făcut artist, Dumnezeu a dat darul lui Moise și l-a făcut liderul națiunii. A dat darul lui Aron și l-a făcut mare preot. Dar alți lideri, mai jos ierarhic, s-au revoltat. Doreau ei să fie în locul lui, marelui preot, al lui Aron. Și au venit Core, Datan și Abiram, împreună cu 250 de oameni și s-au revoltat și au zis ce, noi nu putem să conducem numai voi? Ei nu înțelegeau faptul că Dumnezeu pe ei i-a înzestrat pentru alte funcții. Erau oameni foarte importanți și ăștia aveau cădelnițe fiecare, 250 de cădelnițe. Erau oameni foarte influenți și importanți, dar vroiau să fie, cum vrem în general noi oamenii, Vreau să fie ceea ce nu puteau să fie. Adică mai mult decât erau capabili. În loc să ne bucurăm noi, oamenii, de ceea ce putem fi, de, ceea, de lucrurile pe care le avem, pe care le-am primit, pentru ce suntem înzestrat și să ne bucurăm să funcționăm acolo, în pătrățelul nostru, vrem altceva pe care nu putem duce, de fapt. Și atunci. Dumnezeu a zis, uite, fiecare să vină cu toiagul lui, din liderii, liderii acestor triburi, scrieți-vă numele pe toiag, cum făcea și bunicul meu pe toiagul de, de păstor, scrieți-vă numele și aduceți-le în fața chivotului. Moise a făcut treaba asta, a adus acolo aceste bețe uscate și a doua zi dimineața au fugit să vadă ce semne a dat Dumnezeu, pe care dintre ei i-a ales. Dumnezeu, care vroia să îi învețe pe ei și să ne învețe pe noi o lecție foarte importantă, aceasta cu, cu faptul că ne înzestrează pentru o anumită rodire în lumea aceasta, a făcut ca toiagul lui Aron, dintre toate celelalte care au rămas la fel de moarte și de uscate, ca orice profesie fără Dumnezeu, toiagul lui Aron în noaptea aceea a înverzit, a înfrunzit, a înflorit și a dat roade. Migdale! Noi suntem pomi roditori. Prin profesie rodim. Dăm hrană, dăm bucurie altora care mănâncă, se hrănesc din ceea ce producem fiecare. Vi-l amintiți pe Beniuc care zice, sunt măr de lângă Drum și fără gard la mine, în ramuri, spune stare. Drumețule, să iei fără sfială. Că n-ai să dai la nimeni socoteală. Mulțumim. Noi suntem pomruditori și Dumnezeu a, a, a ilustrat treaba asta. Măi, pe, pe acesta l-am ales ca să fie mare preot. Pe asta, Pe asta îl fac roditor în această categorie, în această slujbă. Și acum ne apropiem de esență și de încheiere. După cum vă spuneam, și după cum ați putut observa, lumea de jos cu cele trei obiecte înăuntru și lumea de sus, reprezentată cu îngeri care sunt în lumină și în libertate și care zboară, între cele două lumi este un capac, un capac. Este un zid care ne desparte pe noi, oamenii, de Dumnezeu și de lumea lui Dumnezeu. Păcatul. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îi oprește lui accesul, că nu poate intra în lada asta întunecată, și ne oprește nou accesul. Este un capac, s-a pus capac pe condiția umană, datorită păcatului. Omul, noi, punem capac condiției noastre. Și atunci Dumnezeu a zis, am soluție. Iar soluția asta, a avut-o înainte de creierea lumii. Una dintre marile întrebări ostile care se pune creștinismului este tocmai asta. De ce a mai creat Dumnezeu lumea știind că va urma războiul din Cecenia? Și vor fi uciși oameni acolo. De ce a mai creat? Mai bine nu crea. A creat pentru că Isus Hristos a fost răstignit înainte de creerea lumii soluția o avea deja. Astfel că Beța la el a reușit să ilustreze în felul următor pe capacul acesta care desparte cele două lumi se punea sângele jertfei. Intra Marele Preot și punea sânge. A venit Marele Preot și a pus sânge. În momentul în care a pus sânge, a perforat capacul acela. Și din momentul acela, noi din întuneric avem acces la Dumnezeu, la lumea îngerilor și Dumnezeu Vine la noi. Ați observat și e foarte interesant să, să observăm și să ne amintim de cele două reprezentări de-a stânga și de-a dreapta mielului, cum, cum replică uh, acești îngeri de pe obiectul acela de artă profetic, uh, făcut uh, cu 1500 de ani înainte de venirea Domnului în lume. Dar, de asemenea, o a doua observație foarte interesantă asupra căreia vă atrag atenția este că în momentul în care l-au depus în mormânt, pe lespe de aceea, ne spune textul că în momentul în care au intrat ucenicii, au văzut giulgiul plin de sânge. Gândiți-vă cât de puternic a creat Dumnezeu această imagine vizuală a sângelui, mielului Dumnezeu. L-a, la, la însângerat peste tot, pe corp, pe frunte, în coastă, în mâini, în picioare. Când l-au biciuit cu biciul roman, i-au smuls bucăți de carne. erau Era, era sânge peste tot. Ca să vedem, că sângele ăla, adică simbolul vieții, viața din trupul lui, ne este dăruită. Ei, sângele acela a rămas impregnat pe giulgiu cu care l-au înfășurat și l-au băcat în mormânt. În momentul învierii, datorită uleiurilor acelor a multe cu care l-au îmbălsămat când l-au pus în mormânt, și datorită puterii infinite a lui Dumnezeu care a intrat în corpul la mort și l-a înviat din mort, foarte posibil ca acel giulgiu a rămas un cocon. O formă goală, o pânză goală, dar cu formă de corp de om, din care Isus a ieșit. De aceea ni se spune că ucenicii au intrat în mormânt au văzut și au crezut. Păi au văzut o scenă fabuloasă. Plus, ca să nu mai vorbim cât de ordonat era Mântuitorul, că după ce a înviat și a ieșit prin pânza aceea, a luat prosopul care se punea pe față, l-a făcut sul și l-a pus cu grijă într-un loc acolo. În cele mai multe picturi, poate în toate, că m-am uitat enorm de mult, în care vedem Giulgiul acesta, vedem o cârpă dezordonată, așa, artistic așa cumva. Dar Isus nu s-a dezbrăcat de pânza aceea, s-o rupă și el avea o natură nouă. A ieșit. De aceea pânza aceasta era pata de sânge de pe chivot. Eu am încercat să exprim lucrul acesta cu perforarea capacului și cu sângele care perforează capacul în acest fel. Ei, ultimele lucruri, când mielul lui Dumnezeu a murit pe cruce, știți că s-a rupt, rupt, Dumnezeu a rupt perdeaua dintre cele două încăperi expoziționale, dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor, altfel încât în Sfânta Sfintelor avem acces cu toții. Același lucru l-a făcut la învierea lui Isus. Ni se spune că un înger a trântit piatra aceea, Iisus plecase prin materie, nu era o problemă, nu trebuia să dea piatra la o parte ca să învieze. A ieșit și a plecat, dar ca oamenii, ca noi să putem vedea, a dat piatra la o parte și au intrat foste prostituate, pescari, oricine, în mormântul, în cutia neagră a morții, în care a venit de sus puterea lui Dumnezeu. Și dacă în cutia asta, pe vremuri, era bastonul acesta al lui Aron, în chivotul meu, despre care v-am vorbit în seara aceasta, este o pâinică, o Biblie, și o daltă înflorită. Și eu am acces în Sfânta Sfântelor, la chivotul lui Dumnezeu. Și eu am acces în mormânt. Și am acces prin ceea ce îmi dă Dumnezeu, dar și prin ceea ce încerc eu să dau, pentru că e vorba despre un legământ între Dumnezeu și om. În încheiere, profesia nu ne este dată ca să ne câștigăm o pâine. E prea puțin. Noi suntem prinți și prințese ale acestui univers, a unui Dumnezeu care este creatorul unui univers infinit. E mult prea puțin să muncim ca robi. Și din această robie Dumnezeu ne scoate. Noi suntem ambasadori și fiecare, prin profesia lui, poate fi un pom roditor din care să se hrănească cei din jur. Organizatorii vă oferă un cadou, fiecare aveți în fața dumneavoastră sau în mâinile dumneavoastră, un chivoțel. Perforarea capacului e făcută deja, pentru că Isus Hristos a murit, în mielul lui Dumnezeu, iar înăuntru un chivot, aveți datorită lui Anca reprezentare foarte frumoasă a pâinii, cele, cea de toate zilele, a Bibliei, care ne dă învățătură, și aveți apoi o tăbliță. Dacă doriți, luăm un moment de liniște, Scrieți pe această tabliță profesia pe care v-a dat-o Dumnezeu. Vă mulțumesc!